că în fiecare zi păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Și pocăința este un rezultat al cercetării lui Dumnezeu. Și nu mă tem să folosesc cuvântul acesta. uitați vă în Iona capitolul 2, este un rezultat al constrângerii lui Dumnezeu. Este un rezultat al constrângerii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a în limba, scuzați-mă, așa, imaginația, dacă vă deranjează, nu i-a în limba din gură lui Iona și l-a pus să vorbească, să spună cuvinte de pocăință. Dar Dumnezeu l-a adus într-un cadru în care l-a presat pe Iona și Iona S-a pocăit. Pentru că Dumnezeu știe pentru fiecare dintre noi ce este necesar ca să ajungem la pocăință. Și asta face Dumnezeu cu fiecare dintre copiii lui. Este un lucru extraordinar că Dumnezeu ne trece prin încercări. Nu ne place când trecem prin încercări. Fără doar ce poate. Dar este un lucru extraordinar. Dacă Dumnezeu nu ne-ar trece prin încercări, dacă Dumnezeu nu ne-ar constrânge, dacă Dumnezeu nu ne-ar presa, ar fi o dovadă că suntem copii ilegitimi, că nu suntem copiii lui Dumnezeu, că încă suntem copiii diavolului. Și Dumnezeu zice, te lasă în voia mincii tale blestemate. Du-te în continuare înainte. Cât timp trăim în păcat, Dumnezeu ne presează, ne presează, ne presează, ne presează, ne presează, ne presează și poate vedem necaz după necaz, necaz după necaz, necaz după necaz. Și te întreb, domnule, când să termină? Când te pocăiești? Până lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în tine va merge un pas înainte. Până atunci va continua. Și tot așa. Și tot așa. Învățăm lucrul acesta. Suntem într-o dependență absolută de Dumnezeu după momentul convertirii. După momentul convertirii.